La Deva este deja constituit grupul de lucru mixt, administrația locală și reprezentanții organizației patronale din turism Deva Hunedoara pentru înființarea organizației locale de management al destinației sau OMD pe scurt. Se preconizează ca în cel mult o lună să fie parcurși toți pașii necesari pentru obținerea avizului de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, iar în județ să apară prima organizație locală de management al destinației. Și alte primării din județ și-au exprimat intenția de a-și înființa propriile OMD-uri, care le dă posibilitatea accesării de fonduri externe pentru dezvoltarea turismului. Avem la nivel de organizație patronală o discuție cu primarul de la Paru, cu primarul de la Râu de Mori, continuă discuțiile cu primarul de la Giurgiu și cu un fel de confederație, de Uniunea OAT-urilor pentru Ținutul Pădurenilor.